Campania din Est complică și mai mult situația României și afectează relațiile ei cu Anglia și Statele Unite. Măsura în care ne înfundam în Uniunea Sovietică prin adânce în ce mai tare sentimentul că acest lucru nu este sigur bine și că trebuie să terminăm cât se poate mai repede. La 23 august 1944, în urma refuzului lui Antonescu de a încheia armistițiul cu aliații, regele Mihai l-a demis pe mareșal și a numit un guvern militar. În acea seară, suveranul a transmis prin radio o proclamație către popor, prin care anunța acceptarea armistițiului cu aliații. Au avut loc lupte grele între români și germani, în urma cărora capitala României a fost eliberată fără niciun ajutor din partea sovieticilor. Când armata sovietică a sosit la București, restul țării, noi terminasem deja cu eliberarea noastră, făcută numai de noi și de armata română. Așa că celelalte lucruri nu sunt adevărate. Insurecție, niciun caz nu a fost insurecție, nici revoluție. Fiindcă eram totuși șeful statului, eu, ca șef de stat, nu aveam de făcut lovituri de stat. Eu puteam să schimb politica noastră în funcție de interesul țării. Și asta am făcut. Au fost aceste gărzi patriotice, asta știu că a existat. Probabil că au avut anumite lucruri care le-au făcut înăuntru Bucureștiului, dar nu s-au bătut cu armata germană, s-au făcut-o noi. Partidul Comunist, la 23 august, era poate a 5-a roată la căruță, nimic mai mult. Ceea ce s-a întâmplat la 23 august 1944, în pofida faptului că existau unele semnale care veneau de la germani, chiar de la serviciile de informații parțial fidele lui Antonescu, ceea ce s-a întâmplat în după amiaza acelei zile a fost o surpriză pentru Antonescu și regimul său, dovadă că nu și-au luat niciun fel de măsuri de prevedere, au fost pur și simplu arestați, armata s-a raliat ordinului regal și România a schimbat practic tabăra. E de discutat dacă a fost o soluție foarte bună sau a fost doar singura posibilă. Țara oricum era în pragul dezastrului pentru că sovietici ocupaseră deja, reocupaseră Basarabia, nord-estul Moldovei, care a rămas ulterior României, și spărseseră frontul de la Iași, pentru că asta e foarte important. Însă ceea ce s-a întâmplat la 23 august 44 nu a avut ca rezultat doar scoaterea României din axă și trecerea ei de partea aliaților, dar a avut drept rezultat, într-o primă fază, luarea unui număr imens de prizonieri români de către sovietici. Vechile cifre vorbeau de 130.000 de prizonieri români, cifre mai noi vorbesc de peste 166.000 de soldați și ofițeri. Asta însemna practic quasi totalitatea a două armate române, ocuparea țării și tergiversare de către sovietici a semnării unei convenții de armistițiu. Aceasta s-a semnat nu la 23 sau 24 august, ci abia pe 12 septembrie 1944 la Moscova, când toată țara era oricum ocupată și în condițiile fixate de sovietici. România a avut, evident, în anii următori, un rege în fruntea sa, un guvern, dar nu a avut soarta Italia, spre exemplu, ce a fost o țară ocupată, care s-a schimbat fundamental regimul politic. Chestiunea principală atunci cu care mă rezumeam eu, toată populația României care a ajuns să nu mai putea să suporte războiul, toți eram de acord, partidele politice la fel și armata. Pentru că eu aveam toată armata în spatele meu. S-a executat fără nicio șovăire. N-a fost o singură defecțiune. Și asta a fost pentru mine o satisfacție morală enormă. Numai că după aceea s-a supus în greu de lucru. Am repus în dreptul Constituția din 1923, care fusese suspendată de tatăl său întâi, care o locuise cu altă Constituție autoritară, de mareșalul Antonescu, care n-a vrut să o repună în funcție. Deci regele a
instaurat, ca să spun așa, Constituția tradițională a României democrate, libere, moderne, și care a încercat să scoată țara din război, pentru că la 23 august 44 eram încă în război, să scoată țara din război întreagă cât se putea de întreagă și liberă cât se putea de liberă. 23 august a fost un început, n-a fost capătul unui proces, a fost începutul unei acțiuni conștiente și susținute și tenace și discrete pe multe aspecte ale ei și a regelui Mihai de a restrada României integritatea teritoriului și statutul pe care îl avea în lume, pentru că trebuie să aibă de stat liber, independent și asociat cu puterile occidentale, cu aliații firești. Ceea ce a reușit să facă pe nou, nu în întregime, dar a reușit să s-a recuperat Ardealul. Regele Mihai a intrat în Cluj, în fruntea armatei, în chip simbolic, și a fost primit sărbătorește acolo, în momentul când s-a obținut, așa cum s-a obținut, cu condiția de a fi acceptat guvernul Groza, cu înțelegerile internaționale, un capitol întreg de istoria, foarte zbuciumat, în centrul căruia el s-a găsit. Din acest an începe însă și lupta regelui împotriva comuniștilor și a guvernului pro-comunist condus de Petru Groza, susținut de sovietici. Au fost raporturi dure, au fost momente de tensiune mare între ei, dar a fost respectat, doamnă. Regele Mihai, așa tânăr cum era, a fost respectat tânăr ofițer, iar lumea l-a iubit.